Asociația Seniorii Sunt Miclăușeni are plăcerea de a anunța organizarea tradiționalei întâlniri de Paște pentru membrii săi. Evenimentul va avea loc miercuri 24 aprilie începând cu ora 14 la sala de sport Ioan Morar. Acesta reprezintă un moment important în calendarul asociației, ocazie cu care membrii se reunesc pentru a socializa. Bună ziua, dragi seniori! Pe această cale vreau să vă anunț că, din data de 2 aprilie, o să încep să distribui invitațiile pentru întâlnirea de Paște. Evenimentul va beneficia de prezența distinsă a domnului primar, care va participa la dialogurile constructive și va aborda subiecte de interes pentru comunitatea seniorilor din Sânmiclăuș. De asemenea, tradiția continuă cu momente de bucurie și surprize din partea iepurașului de Paște care va oferi participanților un mic cadou, simbol al aprecierii și recunoștinței pentru contribuția fiecărui membru la activitățile asociației. Membrii asociației Seniorii Sunt Miclăușeni sunt invitați să își ridice invitațiile pentru acest eveniment special. Întâlnirea la sala de sport va fi în data de 24 aprilie, de la ora 2, și acolo vă rog frumos să veniți cu carnetele și cu invitațiile ce vă distribuim. Vă aștept! Invitațiile vor fi disponibile la sediul asociației, situat în incinta castelului NACO, și pot fi ridicate pe baza legitimației de membru cu cotizația plătită la zi. Din data de 2 până în data de 18, vă rog frumos să veniți la sediul de la castel, da, programul este marți, miercuri, joi, de la ora 9 la 13. Vă rog frumos să veniți cu carnetele pentru a vă ridica invitațiile. Programul de ridicare a invitațiilor este următorul. Marți 2 aprilie, miercuri 3 aprilie, joi 4 aprilie, marți 9 aprilie, miercuri 10 aprilie, joi 11 aprilie, marți 16 aprilie, miercuri 17 aprilie și joi 18 aprilie. Orarul de ridicare al invitațiilor este între ora 9 și ora 13. Această întâlnire de Paște reprezintă o oportunitate excelentă pentru membrii Asociației, de a petrece timp de calitate împreună, de a împărtăși idei și de a contribui la dezvoltarea comunității seniorilor din Sân -Miclăuș.